Bine v-am regăsit! Azi trebuie să coborâm de pe munte. Alpinist a coborât versantul unui munte și a ajuns pe platforma din desen, care are în punctul A un cârlig de care se poate prinde o coardă sau o frânghie. Distanța din punctul A până jos este de 200 de metri, dar exact la jumătatea acestei distanțe se găsește o mică platformă pe care alpinistul poate să stea, care are la capăt în punctul B un inel metalic fixat în stâncă, de care se poate din nou prinde o coardă sau o frânghie. Dar problema este că alpinistul nu mai are la el decât o coardă cu lungimea de 150 de metri și un cuțit, nimic altceva, iar coarda, odată legată de cârligul din A, nu mai poate fi desprinsă de la capătul de jos. Adică dacă o folosește să coboare până în B, nu mai poate desprinde de cârlig. Așa că rămân doar 50 de metri de coardă și mai are de coborât 100 de metri. Dar există totuși o metodă de a coborâ pe coardă până jos. Cum trebuie proceda? Asta este întrebarea. În astfel de cazuri, e bine ca raționamentul să înceapă cu sfârșitul. Ca să ajung jos, trebuie să am, când ajung în B, 100 de metri de coardă. Nu există altă posibilitate. Așa că să vedem cum pot ajunge în B având 100 de metri de coardă. Evident, nu e bine să leg toată bucata de 150 de metri de cârligul din A, deoarece odată ajuns în B nu mai pot să-l dezleg. Dar am un cuțit. Pot să tai coarda. Dar cum? Cea mai proastă idee este să o tai la jumătate, pentru că 75 de metri nu mi-ajung nici ca să ajung până în B și nici ca să ajung din B jos. Chiar dacă aș găsi o metodă de a coborâ până în B și de a recupera o jumătate de coardă. Așa că trebuie să o tai în așa fel încât o bucată să aibă 100 de metri. Și mai rămâne astfel o bucată de 50 de metri. Acum trebuie să găsesc o metodă de a coborâ în B, în așa fel încât, odată ajuns acolo, să pot recupera coarda de 100 de metri. Pentru asta e clar că trebuie să leg bucata de 50 de metri de cârligul din A, deoarece nu e nicio problemă dacă rămâne acolo. N-am nevoie de ea ca să cobor din B până jos. Așa că metoda este următoarea. Leg un capăt al corzii de 50 de metri de cârligul din A, iar la celălalt capăt fac un laț. Apoi trec coarda de 100 de metri prin laț, leg capetele formând o buclă, așa cum vedeți în desen, și las corzile să atârne de cârlig. Iar acum pot să cobor în B, când ajung acolo desfac nodul sau tai coarda de 100 de metri și o trag prin laț până cade lângă mine. Ar fi bine să nu cadă până jos. Mai departe e simplu, trebuie să le coarda de 100 de metri de inelul din B și pot să cobor. Sigur, e ușor de spus, mai trebuie să poți coborâ 100 de metri pe coardă, dar asta deja nu e o problemă de logică. Întrebarea de azi este cât se poate de legată de practică, așa că le va plăcea celor care încă mai îndrăgesc o vorbă inventată în comunism, și anume teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Este vorba inventată de cei care nu erau în stare să înțeleagă teoria și nu înțelegeau nici măcar că teoria este de fapt o sinteză a practicii. De fapt, probabil că această întrebare este cea mai legată de practică întrebare pe care v-am pus-o până acum. Mai mult, este o întrebare despre ceva ce ne preocupă pe toți în această perioadă, și anume încălzirea locuințelor.
Voi începe prin a pune întrebarea, dar apoi voi da niște explicații și de ce procedez așa, vă explic imediat. Întrebarea. De ce o centrală de casă sau de apartament este mai eficientă, adică consumă mai puțin combustibil, dacă este comandată de un termostat de cameră, decât în cazul în care nu folosim un termostat, chiar dacă avem aceeași temperatură în casă sau în apartament? Și acum trebuie să fac niște precizări, altfel cred că mulți vor înțelege greșit întrebarea. De pildă, vor spune că termostatul ne permite să programăm încălzirea, adică să facem ca pe anumite intervale de timp în care fie nu suntem acasă, fie dormim, fie e noapte, să programăm niște temperaturi mai mici și în acest fel să folosim mai puțin combustibil. Acest lucru este adevărat. Evident că e bine să poți programa evoluția temperaturilor în casă și că e inutil să fie cald când nu e nimeni acasă. De asemenea, e clar că acesta este principalul mod în care facem economie dacă folosim un termostat, adică adaptând nivelul încălzirii la programul nostru. Dar nu la acest aspect mă refer. Ca să fie clar la ce se referă întrebarea, vă propun să ne gândim la un caz ideal. Dar întâi trebuie să știm două lucruri. 1. Orice centrală are termostat. Acest termostat controlează temperatura apei, adică oprește centrala dacă apa depășește o anumită temperatură și o repornește când temperatura scade sub acea temperatură. Dacă n-ar fi așa, centrala ar funcționa până când ar exploda caloriferele sau, mă rog, ar ieși apa din ele prin supapele de aerisire. Deci, o termostatare există întotdeauna. Diferența este că un termostat de cameră asigură aceeași temperatură a aerului, în timp ce termostatul centralei asigură aceeași temperatură a apei. Al doilea lucru, pentru a menține un anumit interval de timp, o anumită temperatură într-o casă sau într-un apartament, e nevoie de o anumită cantitate de căldură pe care trebuie să o dea caloriferele. Acum ne putem întoarce la cazul ideal despre care am vorbit. Să presupunem că avem două case absolut identice, cu centrale de încălzire identice și sisteme de încălzire identice. Singura deosebire este aceea că în una avem termostat de cameră, iar în cealaltă nu. Să mai presupunem că timp de o săptămână temperatura în exterior este constantă. V-am prevenit că e un caz ideal. Deci, presupunem că e frig, e iarnă, dar temperatura rămâne aceeași timp de o săptămână. Reglăm temperatura apei în casa care n-are termostat de cameră, în așa fel încât într-una din camere să avem, să zicem, 22 de grade, temperatură constantă. N-avem termostat de cameră, dar avem un termometru. Și, repet, reglăm din centrală temperatura apei până când observăm că temperatura în acea cameră este constantă și are valoarea de 22 de grade. Apoi ne ducem în casa care are termostat de cameră, iar acesta este instalat chiar în camera care corespunde camerei unde avem în cealaltă casă termometrul, și punem termostatul tot pe 22 de grade, ca în casa cealaltă. În acest fel, vom avea, timp de o săptămână, aceeași temperatură în cele două case. Și pentru că cele două case sunt identice și temperatura afară este constantă și aceeași pentru amândouă, asta înseamnă că în acea săptămână caloriferele vor da aceeași cantitate de căldură în cele două case. Repet, este foarte important, caloriferele vor da aceeași cantitate de căldură în cele două case, altfel n-ar fi aceeași temperatură în ele. Singura deosebire este aceea că într-una din case este termostatată apa, în cealaltă aerul. Dar dacă vom monitoriza consumul de combustibil, să zicem de gaz metan,
deși în principiu n-are importanță ce fel de combustibil folosim, vom vedea că, de regulă, există excepții, voi explica data viitoare de ce, dar de regulă, centrala care a fost controlată de termostatul de cameră a consumat mai puțin combustibil. Și acum pot să formulez altfel întrebarea, mai concret, pentru cele două case. Cum este posibil ca, deși casele au primit aceeași cantitate de căldură, una dintre centrale a consumat mai puțin combustibil? Succes pe săptămâna viitoare!